cei care o să aibă grijă de copii și totul să fie foarte controlat, o să poată vedea cine a intrat în sistem, la ce oră, când a ieșit. Avem un sistem de televiziune cu circuit închis pentru creșe, unde se pot vedea documentare sau desene animate sau alte chestiuni, programe educative. Un sistem anti-efracție cu senzor și camere de luat vedere, pentru ca să nu poată să fie vandalizat sau alte probleme. Deci o să fie legat la un sistem de alarmă. Sistem de instalație de panouri solare și sistem de fotovoltaic trifazat, adică ea o să și producă curent, deci putem spune că este o construcție verde. Este și mai intens și mai bine acest lucru. De altă parte, pe exterior avem parcări 11 locuri, pavaj ecologic pentru parcări 300 metri pătrați atat, teren de joacă cu suprafață din tartan, după cum putem vedea, 268 metri, teren de joacă cu suprafață din nisip 61 de metri și, bineînțeles, trotuare. La partea de tâmplării tot este din aluminiu, tâmplării foarte solide, pereți de compartimentări din cărămidă. Practic este o creșă cu un termen de execuție de 12 luni, foarte modernă, dotată inclusiv cu jucării, după cum puteți vedea astea de sus, de aici, sunt jucării pentru copii, tot la fel ecologice, trebuie să aibă toate sistemele astea de conformitate, montaje, adică să fie prietenoase sau să nu fie periculoase pentru copii. Deci până și acestea sunt depuse în acest fel. Provocarea de care am discutat noi doi legat de finalizarea acestei construcții mai țineți la subiectul anului? Tot e la mod acum în lume, românii fac recorduri, avem recorduri chiar proaspete săptămâna trecută, la Roma, la Not. Încercăm să facem și noi un record, pe 20 decembrie să recepționăm această lucrare. Este un efort pe care trebuie să-l facem, suntem mobilizați, după cum vedeți, nu suntem doar pe poze, deci chiar lucrăm, am început efectiv de astăzi, în forță, avem tot ce ne trebuie și eu vă aștept pe 20, noi vă așteptăm pe 20 decembrie la recepție. Mulțumesc! Vreau pentru presă puțin sau dacă vreți mai organizat cum doriți, se doriți. Mă bucur că acest program guvernamental finanțat cu locurile disponibile în creșe la nivel național nu ne onorează, dar acest program guvernamental vine exact ca să răspundă acestei nevoi extraordinare. Din cele 110 creșe astăzi aprobate, din care vă spuneam 21 au avut la contractul de execuție, restul sunt în procedură de execuție sau procedură de achiziție, respectiv intră în procedură de achiziție, datorită faptului că acest program a pornit de anul trecut cu diverse etape și am ajuns aici. Cel puțin 64 din aceste 110 creșe vor trece pe finanțare PNRR. Componenta de construcție de creșe din Planul Național de Rezidență și Găsa a României va avea cele mai multe proiecte mature, datorită faptului că acest program guvernamental a pornit din timp, de anul trecut a fost conceput și astăzi a ajuns în această fază de maturitate. Și construcția creșei medii din municipiul Cotriceni va trece automat pe finanțare din PNRR, ceea ce înseamnă finanțare europeană și finanțare de la bugetul de stat, pentru că era unul de statul român, care aduce un plus valoare și mai mare, în sensul în care utilitățile vor putea fi decontate din PNRR.
ceea ce pe bugetul de stat era în sarcina autorități locale. Pe PNRR va fi decretat și acesta. Practic, autoritatea locală vine doar cu terenul pus la dispoziție, toate alte, celelalte lucrări vor fi decontate din PNRR. Vreau să-l felicit și pe domnul primar, pentru că se vede cum se mișcă și vă spun asta pentru că Fărticeniu a fost dintre primele autorități locale cu care am creat contracte de finanțare pe PNRR, pe eficiență energetică a primării, pentru 6 milioane de lei. Și Fărticeniu a avut prima plată pe PNRR a României, dacă vreți, pentru că în cadrul acestui proiect la care contractul de finanțare se încheia la începutul de anului, am semnat împreună la Palatul Cultural București. La început de august am făcut și prima plată pentru serviciile de proiectare. Banii sunt în contul primăriei, pe contul specific de plăților PNRR. De asemenea, faptul că astăzi pornim în Fărticeni această lucrare, sigur, arată și o anumită implicare și o aplicare a primăriei asupra acestei lucrări și mă bucur că provocarea de care a discutat cu constructorul acestei investiții la București a fost acceptată și sper foarte mult că această provocare, dacă vreți, a ministrului către antreprenori să fie respectată și la sfârșitul anului de Crăciun, înainte de Crăciun, să putem să inaugurăm și prima creșă construită din acest program. Programul merge mai departe, nu se oprește la 110 creșe. V-am spus, mare parte din ele trec pe finanțare pe bugete, dar în continuare vor fi finanțări și pe bugetul de stat, pentru că nevoia este tare extraordinară. Ce privește județul Suceava, mai sunt aprobate încă două creșe mari în municipiul Suceava, dintre care unul are contract de execuție, deci în următoarea perioadă de votare se va porni și acolo investiția, cealaltă intră în procedură de achiziție publică, respectiv avem încă aprobat o construcție de greșe medie la Câmpul 1 Otoveresc. Așteptăm și celelalte autorități locale, pentru că apelul, dacă vreți, este deschis în continuu pe partea de finanțare de la bugetul de stat, este o prioritate pentru guvern construcția de greșe. Aș vrea să mai menționez că această concepție a construcției de creșe și a implicării statului pe partea aceasta de învățământ, educație antepreșcolară, stă pe mai multe baze. În primul rând, anul trecut, și acesta a fost misiunea de dezvoltări, s-a făcut un nou normativ de construcții, de aceea vedeți acest proiect care este cu totul altceva decât ceea ce am făcut până acum în România pe partea de antepreșcolar. El s-a făcut pe un normativ de construcții de anul 2021, cel anterior era din 2007. Acesta a fost unul dintre temeiurile acestui program. Al doilea a fost partea de program în sensul în care s-au pregătit trei proiecte tip creșă mică, 40 de copii, creșă mică de 7-8 copii, creșă mare, 100-110 copii, din Compania Națională de Investiții și proiecte tip sunt aprobate. Ele sunt, de exemplu, pompă de căldură cu panouri solare, pentru ceea ce vedeți aici. Și nu în ultimul rând, decizia coaliției, prin care de anul trecut, din anul școlar care s-a creat acum, finanțarea pe educația antepreșcolară a venit în sarcina bugetului de stat. Unul dintre motivele pentru care avem până în prezent atât de puține creșe a fost și aceea, dacă vreți, a reticenței autorităților locale, pentru că, deși existau posibilități de finanțare pe construcție de creșe, finanțarea ulterioară, cheltuielile de funcționare și tot ce ținea de funcționalitatea creșei, rămânea în sarcina autorităților locale. Și atunci a fost o anumită reticență, de aceea avem acest număr. Guvernul a venit și a spus, domne, creăm un nou tip de construcție modern, NZEP european, pe directivă europeană, facem acest program de investiții guvernamental, nu trecem și pe PNRR, dar de asemenea asigurăm finanțarea acestor funcționării, acestor creșe, după ce le-ai construit. Și așa pachetul se întregește și se închide.
nu este o intervenție, dacă vreți, punctuală a statului, în care doar construim, dar și asigurăm funcționalitatea acestor creșe prin faptul că vom da finanțarea de la UGE. Întotdeauna este loc de mai bine, mult clar, că legea cu publice este loc de mai bine. Aici avem câteva directive europene care trebuie totuși respectate. Eu vă spune că în ce ne privește legat de construcția de creșe, de la ideea ministrului născut anul trecut în ianuarie și până la finalizarea primei creșe, dacă totul va fi în regulă până la sfârșitul acestui an, nu vor trece mai mult de 2 ani. Eu cred că nu este așa de rău. De la nașterea unei idei printr-un program guvernamental să și predai primele construcții, sigur, trebuie să avem multă răbdare și autoritățile locale și autoritățile centrale, dar procedurile legale trebuie să respectate. Și noi ne-am dorit niște proceduri mai simplificate, lucrăm la aceste proceduri, întotdeauna e loc de mai bine, dar directivele europene pot trebui respectate. Cu siguranță, dar în ceea ce privește contestațiile, licitațiile, în cazul în care se reziliază un contract, pentru că nu s-au construit nu și-a respectat obligațiile contractuale, iarăși trebuie reluate toate procedurile și asta nu e ca pe lucrurile și până la urmă oamenii sunt cei care sunt. Sunt situații de acest gen, sunt situații care s-au rezolvat anul acesta cu modificările care s-au adus și simplificările, mai ales la infrastructura de interes național, nu e exact un membru de care mă ocup eu, dar pe infrastructura de interes național s-au creat niște mecanisme ca dacă primul, cel care câștigă licitația, renunță să poată fi dat câștigător cel de-al doilea. Deci s-au creat niște proceduri mai simplificate. Rezultatele se vor vedea în perioada imediat următoare. Eu vă spun, aș rămâne la felia Ministerului Dezvoltării, vă spune că astăzi este rectificarea bugetară. Ministerul Dezvoltării are o execuție bugetară pe partea de investiții de 64% la zi. Ceea ce înseamnă că programele de investiții ale Ministerului Dezvoltării s-au bine. S-au executat lucrările, sunt foarte multe lucrări aprobate și de anul trecut și de anul acesta. Compania Națională de Investiții anul acesta va avea un buget record cu rectificarea de astăzi de 2 miliarde de lei. Recordul a fost anterior a fost cel de anul trecut cu 1,3 miliarde, deci într-un singur an creștem încă 700 de milioane de lei investiții care se văd întreaga România și nu cred că o să ne oprim aici. Acest proiect, acest program guvernamental de exemplu de creșă, de construcție de creșă, va crește în continuare. Vă mulțumesc mult și vă doresc să ne vedem sănătoși.